La început a fost cuvântul. Prin cuvânt, Dumnezeu a creat totul. Știm că unii spun că totul s-a creat din nimic, dar noi ne luăm după Biblie și în Biblie ni se spune faptul că Dumnezeu a rostit și a luat ființă. Iată ce importanță are cuvântul înaintea lui Dumnezeu, dar și în gurile noastre. De ce? Pentru că și noi suntem creațiile lui Dumnezeu. Și știm că cu cuvintele noastre putem să binecuvântăm sau putem să blestemăm. Dar noi ne dorim să fim oameni buni, ne dorim să fim oameni plăcuți înaintea lui Dumnezeu și chiar îți dorești și ție și mie și nouă tuturor să fim binecuvântări prin tot ceea ce suntem și mai ales prin ceea ce rostim. Vreau să vă spun, să vă împărtășesc că astăzi o am alături de mine pe Elena. Elena, bine ai venit! Bine te-am găsit! Îți mulțumesc că ai acceptat invitația! Cu mult drag! Mulțumesc și eu de invitație! Elena este soție, este mamă a doi copii deosebiți, o studentă și un licean, cum se poate de provocator, într-o etapă destul de delicată a vieții lor. Dar în același timp, Elena este un om care îl iubește pe Dumnezeu, iubește slujirea, Elena iubește cuvântul, ne va spune mai multe despre lucrul acesta. Ea se ocupă de departamentul de consiliere biblică din cadrul centrului Areopagus din Timișoara. Și Elena nu doar că se ocupă de cuvântul citit, Elena este și o bună cântăreață. Are un dar deosebit din partea lui Dumnezeu și cântă din toată inima. Elena, unde a pornit drumul tău și unde a pornit începerea ta și înțelegerea ta în ceea ce înseamnă cuvântul lui Dumnezeu, Biblia? Da. A pornit în copilărie. M-am născut într-o familie creștină, am fost dusă de mică la biserică, am interacționat cu cuvântul de mică. La început, fiind învățată să spun cuvântul de aur la studiu biblic, noi copiii trebuia să-l știm și în fiecare duminică ni se cerea să îl spunem. Mai apoi, fiind o biserică mică de sat, nu am avut grupe de copii cum este aici la oraș, dar în familie tatăl meu iubea foarte mult să studieze cuvântul lui Dumnezeu și am văzut lucrul acesta la el și am început și eu să prind drag. Am învățat la biserică și despre slujire și cumva încercam să vedem ce mi se potrivește să fac. Ca și copil învățam poezii, mai cântam o cântare, ce puteam pe măsura vârstei. Dar odată ce am învățat să citesc, pe vremea aceea nu erau foarte multe cărți. Aveam anumite cărți pentru copii de citit, le citisem pe toate și părinții mei au primit în dar Biblia povestită copiilor. Și pentru mine a fost o carte wow, pentru că puteam să citesc și să înțeleg eu la nivelul meu de copil lucrurile din Biblie, așa cum erau prezentate pentru copii. Și foarte mulți ani la rând am citit din Biblia povestită copiilor, pentru că asta aveam la dispoziție. Și am ales să vorbesc despre cuvânt pentru că atunci când tu mi-ai lansat această provocare de a veni la tine în emisiune, stăteam și mă gândeam care ar fi un indicator pentru mintea și sufletul meu, care a fost de-a lungul vieții mele și care este în prezent. Și am realizat că Biblia, cuvântul Domnului, a fost, este și va continua să fie pentru mine un indicator, pentru mintea și sufletul meu, pentru că nu cred că pot să-mi ghidez viața după altceva și nu cred că ar fi bine să-mi o ghidez. Cea mai bună alegere, cel mai bun indicator. Da, decât după asta. Așa cum spuneam, am început când era mai mare, era după Revoluție. În zona noastră, acolo la sat, a venit un pastor care iubea foarte mult studiu biblic și a început să țină tot felul de întâlniri cu tinerii și cu familiile tinere, să facă studiu biblic cu noi, să ne învețe cum se interpretează Biblia,
anumite lucruri legate de Biblie. Și mie mi se păreau fascinante. Și mi-amintesc cum mergeam, pe vremea aceea nu aveam mașină, mergeam cu tractorul dintr-un sat în altul să fim părtași la studiu biblic. În fiecare sâmbătă dimineața, într-o localitate care era cea mai mare, se făcea o întâlnire cu tinerii, se adunau tinerii pentru părtășie și pentru studiu. Și eu ce să zic, am fost binecuvântată că am avut părinți deschiși la minte să mă lase să mă duc. Deși eram mică, eram mai înaltă așa și nu știa nimeni câți ani am. Că poate altfel nu mă primeau acolo, că n-aveam vârsta. Dar am fost și eu printre tinerii mai mari, cu tineri care aveau grijă de mine. Și am învățat multe despre cuvântul Domnului. Știu că tata a primit niște cărți de la acel pastor pe care le-a citit și eu am pus mâna pe ele și stăteam și studiam din ele și până recent am ținut caietele cu ce mi-am scos acolo despre ce înseamnă să studiez Biblia, ce înseamnă Biblia, cum să o interpretez și pot să zic că a avut un impact foarte mare în viața mea încă de atunci. Elena, ce făceai cu ceea ce învățai atunci, în perioada respectivă? Ce să fac? Încercam să-mi călăuzez viața. Deși atunci când vorbim despre copilărie, întotdeauna ne gândim la o perioadă fără griji, ești acasă la părinți, i-ai pe cei dragi în jurul tău. Am avut o copilărie, da, frumoasă, dar nu ușoară. Am avut și eu parte de provocările din timpul acela, de anumite dureri, de neînțelegeri, frustrări, întrebări, confuzie, îndoială, foarte multe lucruri și întotdeauna lucrul spre care m-am dus a fost Biblia. Și am ales să îi aduc multe în rugăciune Domnului. Uneori am simțit că oamenii nu mă înțeleg și că nu are rost să mă duc la oameni. Și atunci m-am dus la Dumnezeu. Și întotdeauna Dumnezeu găsea metoda Lui prin care să-mi liniștească inima și mintea, prin cuvânt. Între timp, Între timp primisem și eu o Biblie în format mic, era a mea. Începusem să o citesc, să-mi subliniez anumite versete ca să le rețin mai bine și a fost ceva ce m-a ținut în tot acel timp și care mai târziu mi-a fost un sprijin, pentru că la 14 ani am venit în Timișoara la liceu să studiez și nu a fost, am avut parte de alte provocări. Pentru că nu a fost o perioadă ușoară. Am venit aici singură, fără părinți. Am stat printre străini. Am locuit în gazdă. Nu aveam pe cei dragi aproape. Nu aveam oamenii familiari. Am avut și câteva rude care mi-au fost aproape, într-adevăr. Dar cumva atunci când am venit aici la școală, m-am gândit, ok, trebuie să aleg ce o să fac cu viața mea. Pentru că aici am dat de foarte multe tentații, ispite, provocări la un alt nivel și am zis, ok, eu trebuie să aleg cui slujesc și ce vreau să fac cu viața mea. Și din nou Dumnezeu mi-a vorbit prin cuvântul Lui. Să înțeleg că în continuare cuvântul avea aceeași relevanță și relația ta cu Dumnezeu era la fel de strânsă. Da, mi-am dat seama că asta e ce mă ține. Constanta ta. Da, când sunt departe de tot ce mi este familiar și de persoanele care ar putea să-mi fie un sprijin, când nu-i mai ai pe cei din jur alături, știi întotdeauna că Dumnezeu e acolo. Absolut. Și asta e foarte încurajator. Și mi-amintesc și acum că cineva mi-a vorbit despre Isaia 43:4. De aceea, pentru că ai preț în ochii mei, pentru că ești prețuit și te iubesc, dau oameni pentru tine și popoare pentru viața ta.
Și am ales să-mi iau acest verset ca moto al vieții mele. Wow. Pentru că a fost o perioadă în care nu pot să zic că mi-a fost ușor. M-am luptat de multe ori cu singurătatea, cu dorul de casă, de cei dragi. Și da, nu cred că acum ai... Dumnezeu îi spusese asta poporului Israel, îi făcuse o promisiune prin Isaia, dar... Dar e clar că El e același Dumnezeu, promisiunile se extind și pentru noi. Așa-i, așa-i. Și am văzut cum Dumnezeu mi-a pus alături oameni, într-adevăr, oameni care să mă susțină, să mă sprijine, și o parte din oamenii pe care Dumnezeu i-a folosit au fost din biserica la care am început să merg atunci când am venit în Timișoara. Trupul lui Hristos. Așa-i. Așa, și poate sunt tineri care urmăresc emisiunea aceasta și poate unii se confruntă cu aceleași provocări. Unii poate sunt studenți și sunt departe de casă și cred că e important să-și aducă aminte că Dumnezeu e același, Dumnezeu e lângă ei și nu îi va lăsa, ci va pune alături oameni care să-i susțină, să... îi întărească, să-i încurajeze, poate chiar să-i mustre sau să-i îndrepte atunci când e nevoie. Exact. Dumnezeu a făcut asta și în viața mea. Dumnezeu și sunt recunoscătoare. Așa exact. E. Așa da, da, da. E. Ce-a urmat mai departe? După liceu? Da, după... Mai vreau să menționez ceva din perioada liceului, pentru că a fost perioada în care eu mi-am predat viața Domnului. Și... încă de când am venit, din primul an de liceu, am ales să-i predau viața Domnului și să merg pe calea Lui. Și ceva încurajator pentru mine, pentru că am fost atunci un bebeluș în ale credinței, da. A fost să văd cum pot să cresc spiritual. Pe de o parte a fost propria mea contribuție. Adică am ales ca în fiecare dimineață, înainte de a pleca la școală, să am un timp devoțional, deși era greu că trebuia să mă trezesc la 5:30 dimineața, că începeam școala la 7, dar m-a ajutat extrem de mult. Dar în al doilea rând, și asta a fost o mare binecuvântare pentru viața mea, au fost două fete din biserica la care mergeam, care erau câțiva ani mai mari decât grupul nostru de liceeni și care au hotărât să facă un grup la care să ne invite să avem părtășie și studiu. Eram fete și băieți de vârste foarte apropiate și ne întâlneam în fiecare sâmbătă să studiem și să avem părtășie. Și așa a dus Dumnezeu creștere, șlefuire, îndreptare de toate în viața mea și sunt recunoscătoare pentru aceste două fete care au decis atunci să facă ceva pentru noi, deși nu erau, eu știu, să fi terminat institute teologice sau altceva de genul, dar au avut inimă pentru Dumnezeu, pentru slujire și pentru noi, ca să ne ajute să creștem, și sunt recunoscătoare și familiilor care și-au deschis casele ca să ne primească. În fiecare sâmbătă să mergem la ei, o trupă de adolescenți zglobiți și gălăgioși. Exact. Dar cred că Dumnezeu nu a rămas dator și le-a binecuvântat. Cu siguranță. Și voi ați învățat din slujirea lor și, da, cel puțin în cazul tău, ai dus-o mai departe. Da, da, așa e. Așa e. Deci, în continuare, a fost sădită în mine dragostea pentru cuvânt și în perioada liceului. Și tot în perioada aceea, eu studiam franceză și engleză și îmi plăceau limbile străine și citeam în perioada aceea cărți cu biografia ale misionarilor. Și cumva în mine s-a născut dorința de a avea impact pentru Domnul. Și mă gândeam eu cu mintea mea de atunci, Doamne, oare vrei să mă trimiți și pe mine misionară? Oare de aia ai pus în mine darul ăsta de a învăța limbi străine?
ca să-l folosesc mai târziu și să duc cuvântul tău. Deja începusem așa să visez că poate o să fiu undeva printr-o țară îndepărtată, poate chiar la vreun trib care are nevoie de traducerea Bibliei și o să am ușurința de a învăța limba respectivă și să pot ajuta la traducerea Bibliei. Vise de copil. Vise frumoase. Da, dar care au luat o altă turnură când l-am cunoscut pe cel care avea să-mi devină soț și care se pregătea să intre în pastorală, să fie pastorul unei biserici. Și cumva traseul mi s-a schimbat și Da, mi ai s-a dus rămas într-o altă înspre misiune, direcție, nu? da, Ai rămas pe câmpul într-un misiunii. alt fel, Exact, e într-un o alt altă fel, formă. da, așa e. Și ca tânără soție de pastor, am avut temerile mele. Mă gândeam, bine, sunt anumite așteptări de la soțiile de pastori, și mă gândeam că implicit erau și de la mine. Iar una dintre așteptări era poate să fiu deschisă, să stau de vorbă cu persoane care vin să-mi spună anumite probleme și temerea mea era, bun, și eu ce o să le spun? Pentru că experiență de viață nu aveam foarte multă, deci nu puteai vorbi dintr-o experiență acumulată sau un lucru prin care ai trecut. Și atunci am început să mă gândesc, Doamne, eu ce fac? Dacă spun ceva greșit, spre surprinderea mea, deși eram tânără, cred că Dumnezeu a pus în mine anumite calități, abilități. Iar una dintre ele era faptul că lumea se deschide foarte ușor în prezența mea, să-și spună problemele. Și nu mi-am dat seama decât târziu, când am corelat anumite fapte și m-am uitat în urmă și am văzut ce se întâmpla. Și gândindu-mă ce să fac, Dumnezeu a pregătit terenul. Și ce ai făcut? Și am avut ocazia să particip la câteva întâlniri de consiliere biblică, conferințe, atât aici în România, cât și în Statele Unite, și am văzut felul în care ai folosit cuvântul Domnului în consilierea altora și impactul pe care îl poate avea asupra oamenilor. Din nou, a fost cuvântul. Exact. Și am început să particip la anumite cursuri în domeniul acela, dar în același timp viața mea pe plan profesional și familial se desfășura în paralel. Parcursul profesional a fost foarte diferit de ce fac acum. Dar oriunde am fost, uitându-mă în urmă, îmi dau seama că a fost același lucru, deschiderea oamenilor. Stăteam de vorbă cu colegii, veneau să-mi spună problemele sau când aveau vreun necaz sau ceva, veneau să-mi ceară părerea. Ce spui? Ce să fac în cazul ăsta? În parte de slujire în biserică, slujeam alături de soțul meu. Dacă era nevoie de o consiliere de cuplu, mergeam împreună cu el. Dar cumva voiam și partea profesională să fie ceva independent de slujirea în biserică. Lucrurile au mers în așa fel încât eu am renunțat cumva la visul meu măreț de a avea mare succes pe partea profesională, de a lucra în companii, de a merge pe ce m-am pregătit. Și asta am făcut-o cumva de dragul familiei, să-mi fiu aproape de copii, să-i sprijin, să-mi reduc numărul de ore de lucru.
Și cumva mereu, mereu a reapărut partea asta de slujire prin consiliere. Și în urmă cu 6 ani, la centrul Areopagus, lucram acolo și colega mea, care se ocupa de departamentul de consiliere biblică de la centrul Areopagus, a plecat din țară și era nevoie de cineva care să preia. Atunci tuturor li s-a părut că persoana potrivită sunt eu. Bineînțeles că mi-a fost un pic frică la început. Tu ai văzut că ești persoana potrivită atunci? Nu. Știi cum am văzut-o? Am văzut-o prin faptul că e o nevoie. Și până se găsește altcineva mai potrivit, hai că intru eu acolo în spărtură. A fost mai ușor pentru tine să accepți? Da, cred că da. Consideram că nu sunt atât de calificată cum fusese colega mea, care avea un masterat în consiliere. Era diferit, dar cred că Dumnezeu își alege oamenii. A vrut să fiu acolo și cumva m-a scos din zona mea de confort ca să pot fi acolo. Și am putut vedea și prin slujirea pe care o facem acolo, cu formarea de consilieri pentru bisericile locale, felul în care Biblia poate să transforme vieți. Pentru că Dumnezeu ne-a lăsat cuvântul Lui ca să ne ghidăm viața după El. Și indiferent de perioada în care suntem, fie că suntem la începutul credinței, la început de drum în credință, ținta noastră este să creștem și să fim transformați. Iar unul din mijloacele pe care Dumnezeu le folosește pentru transformarea noastră este cuvântul Lui. Cred că e cea mai bună metodă. Da. Nu există o întrebare la care să nu găsești răspuns în Biblie. Nu există problemă să nu găsești o soluție în Biblie, în cuvântul lui Dumnezeu. Da, într-adevăr. Dumnezeu ne-a lăsat voia Lui cu privire la viața noastră în cuvântul Lui. Îmi place mie să zic că Biblia este manualul nostru de utilizare, de funcționare. Așa-i. Mm-hmm. Pentru că Dumnezeu ne arată acolo cum vede El lumea, cum vede El creația, cum vede El omul. Și dacă noi suntem creația Lui, normal că acelea sunt principiile după care funcționăm cel mai bine. Da. Mm-hmm. Și cum este pentru tine să fii acum implicată în această lucrare? E foarte fain. Uh-huh. Acum te regăsești aici? O, da. Da. Foarte mult. Și cred că Dumnezeu, când alege să ne dea ceva, ne dă și resursele de care avem nevoie. Și cumva ne ajută să vedem că scopul în viața asta nu e să rămânem în zona noastră de confort, ci să creștem. Și când suntem scoși din zona de confort, avem ocazia să creștem. Asta s-a întâmplat pentru mine. Și am fost atât de fericită să văd cum acest curs pe care îl facem a avut impact, în primul rând, în viața oamenilor care au participat la curs. Păi așa se întâmplă de fiecare dată. Vorbesc ca una care am făcut consilierea biblică, m-am format în acest curs și, într-adevăr, te duci acolo pe ideea că vrei să înveți, ajuți pe ceilalți, dar nici nu-ți dai, cel puțin în cazul meu, cum spui și tu, nici nu mi-am dat seama că, de fapt, mă duc și mi-este mie de folos. Așa. La fel și formarea în psihoterapie. Te duc, m-am dus că învăț, să ajut pe ceilalți, dar iată ce beneficii a avut asupra mea, în primul rând. Și cred că e cel mai bine să trecem prin filtrul nostru personal. În felul acesta putem să dăm mai bine mai departe, dacă noi preluăm și dacă noi internalizăm în noi toate învățăturile pe care le primim acolo, nu? Da, da, da. Și a fost o încurajare pentru mine să văd, în primul rând, pe
cei care participă pe cursanți, că spun, wow, niciodată nu am văzut lucrurile în felul acesta sau n-am conștientizat că Biblia poate să vorbească și pentru problema respectivă. Uneori poate avem așteptarea că Biblia e un manual de toate care ne dă răspunsuri, dar ne dă principii de viață. Ne dă acele ghidaje după care să ne călăuzim viața. Știu, îmi vine acum în minte exemplul acela în care dai unui om un pește și îl vei ține dependent de tine toată viața. Da. Dă-i o undiță, descrie cum e undița, învață-l să pescuiască și vei avea un om independent, vei avea un om care se gestionează singur. Așa văd și Biblia, exact așa ne face, nu ne ține într-o dependență manipulativă cumva, ci ne ține efectiv într-o zonă în care suntem în acord cu Dumnezeu și funcționăm așa cum ne este bine, pentru că suntem creați după cuvântul lui Dumnezeu, după principiile lui Dumnezeu. Și atunci Biblia e cea care efectiv ne învață cum să mergem și ne ajută și ne dă toate resursele de care avem nevoie. Da, da. Uneori, poate fiind obișnuiți cu Biblia, o luăm ca pe un lucru de apucat. Exact. Faptul că ne-am născut, de multe ori nu conștientizăm, faptul că ne-am născut într-o țară creștină, avem libertatea să mergem la biserică, ascultăm predici, poate am citit de multe ori cuvântul Domnului, dar l-am citit mai mult ca să bifăm o rubrică și nu am lăsat să pătrundă noi cuvintele pe care le-am citit. Să prindă viață. Și să ne punem întrebări despre ce am citit. Sunt eu așa cum ar trebui? Nu sunt. Duhul lui Dumnezeu cred că se folosește de ceea ce citim ca să ne transforme. Ni se spune, Scriptura ne este lăsată să ne învețe, să ne îndrepte, să ne mustre, să ne călăuzească, să ne dea înțelepciune, neprihănire. Sunt atât de multe lucruri bogate în Scriptură care să ne ajute la urma urmei să înțelegem voia lui Dumnezeu, să înțelegem scopul nostru aici pe pământ, să ne lăsăm transformați după chipul lui Hristos, dar cum să te lași transformați dacă nu știi cum arată? Exact. Chipul lui Hristos. Cum să înțelegi voia lui Dumnezeu dacă nu citești, dacă nu-ți pui întrebări? Dumnezeu ne spune, de exemplu, pe mine, de multe ori stau și mă întreb, oare eu fac ce citesc, trăiesc după ce citesc? Pun în aplicație ce citesc. Pentru că Dumnezeu spune, iubește-ți vrăjmașii, binecuvintează pe cei ce te bleastămă. Dificil. Da, nu e ușor. Și uneori ni se pare că, wow, sunt așa un creștin bun, pot să dau și lecții chiar. Ei, nu e așa. Dacă stăm să ne punem oglinda și să ne uităm, atunci constatăm că, Doamne, sunt departe de ce aștepți Tu de la mine. Știi, doar dacă ne uităm acolo unde este descrisă dragostea, dragostea este de lung răbdătoare, plină de bunătate. Hai să punem acolo numele nostru în locul cuvântului dragostea și atunci am putea să vedem cam pe unde suntem noi, cam cum ne putem evalua. Mi se pare esența așa descrierii lui Dumnezeu. Și apropo de ce spuneai mai înainte, de unde să-L cunoști pe Dumnezeu? De unde să-I cunoști caracterul, dacă nu din Biblie? De unde să-I cunosc planurile pe care le are cu privire la viața mea aici pe pământ și după ce voi pleca de pe pământ, dacă nu din Scriptură, dacă nu din Biblie, nu? Da, da. Exact. Dumnezeu ne lasă și lângă oameni, dar e important să vedem cu ce oameni ne asociem. Pentru că putem să ducem la îndeplinire scopului Dumnezeu pentru viața noastră doar dacă stăm lângă oamenii potriviți. Apropo, psalmul întâi. Da? Așa eu e. Mă gândeam în timp ce vorbeai acum. Da. Suntem aproape de sfârșit și aș vrea să te rog să ne lași un gând de final. Un gând de final. Ce mi-a plăcut mie foarte mult încă din copilărie, cum spuneai tu, îmi place și să cânt foarte mult și este o cântare foarte veche care era preferată a străbunicului meu. Țin minte că ori de câte ori urca el la amvon
și începea serviciul la biserică, dădea cântarea asta și care e așa frumos, face un rezumat așa de frumos al cuvântului lui Dumnezeu. Și îndemn pe toți cei care citesc cuvântul Domnului să se gândească ce înseamnă cuvântul Domnului pentru mine. Și am notat aici ca să nu mă încurc și să nu greșesc, dar e foarte frumoasă. Crist, pentru cei ce-l încezesc, cuvântul tău e rouă. E stropul sfânt dumnezeiesc. Nu ni-l închide nouă. Din mândri nori să-l lași pe flori, ca toate către soare să crească roditoare. Cuvântul tău e bici de foc ce sparge orice stângă. El arde în inimă pe loc o stricăciune adâncă. Să lași mereu cuvântul tău păcatul să-l stârpească, să-l ardă ca pioiască. Cuvântul tău e stea pe mări, pe rătăciți îndreaptă, și din întinse îndepărtări spre Domnul îi îndreaptă. O, stea ce învingi, să nu te stingi, pătrunde până la mine și am în cer la tine. Wow, ce frumos! Da, e foarte frumoasă și întotdeauna pe mine mă determină să mă gândesc ce-i cuvântul Domnului pentru mine. Mm-hmm. Este El important în viața mea? Nu este. Îmi călăuzesc viața după El? Sau este doar ceva cu care sunt obișnuită? Ceva formal? Ceva ce eu trebuie să fac ca și creștin, pentru că ni se tot spune că trebuie să citești, trebuie să te rogi, face parte din disciplină. Da, disciplinele sunt bune, dar să nu fie făcute doar de dragul de a fi făcute, ci să aibă impact. Pentru că doar atunci când lăsăm cuvântul Domnului să aibă impact în viața noastră, El ne poate transforma. Amin, așa este. Dragă Elena, îți mulțumesc că ne-ai fost alături, îți mulțumesc pentru tot ce ne-ai împărtășit. Învățături frumoase, valoroase. Îți mulțumesc pentru lumina deosebită în care ai pus cuvântul lui Dumnezeu și tot ce-ți doresc este ca cuvântul să fie în continuare viu și lucrător în viața ta. Amin. Mulțumesc și eu pentru invitație. Cu mult drag. Și să fii binecuvântată tu, casa ta și toată slujirea pe care Dumnezeu ți-a încredințat-o. Așa să fie. Mulțumesc. Să fie o binecuvântare în continuare. Mulțumesc la fel și cuvântul Domnului să fie o binecuvântare pentru toți cei care l-aud. Și amin. Să aducă viață, transformare și binecuvântare în inimile multora. Amin. Să fiți și voi binecuvântați, vă mulțumim că ați rămas alături de noi și fie ca orice cuvânt rostit în Biblie să fie viu și lucrător și în viețile voastre.